Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Jurnal de Reghin. Iată care sunt știrile zilei. Vor fi din nou dansuri și obiceiuri străbune din zone etnofolclorice diferite în satul Idicel. Asociația pentru cunoașterea culturii țărănești, alături de Consiliul Local Brâncovenești și Consiliul Județean Mureș, organizează duminică 14 august cea de-a 13-a ediție a Festivalului Național de Jocuri și Obiceiuri Populare. Invitații vor fi primiți cu călăreți, cu pâine și sare la ora 13 la intrarea în sat, de unde Parada Portului Popular va ajunge în fața Căminului Cultural pentru un spectacol amplu cu dansuri și interpreți din mai multe județe, dar și din zona noastră. Dorința de a da continuitate tradițiilor locale, de a se dovedi păstrătorii jocurilor și cântecelor străbune a portului celor dinaintea noastră, îi unește în respectul pentru valoare și autentic pe membrii ansamblului folcloric din Idicel și întreaga comunitate. Aceștia, prin Asociația pentru Cunoașterea Culturii Țărănești, sprijiniți de Consiliul Județean Mureș, pregătesc cea de-a 13-a ediție a Festivalului Național de Jocuri și Obiceiuri Populare de la Idicel. Sunt invitate la această întâlnire ansambluri și grupuri folcloric valoroase, menite să reprezinte importante zone etnofolclorice ale județului, dar și din țară. Urmărim autenticul, urmărim să încurajăm formațiile de amatori și efortul celor care se străduiesc să nu piardă jocul, obiceiurile și cântecul în localitățile în care ființează ca ansambluri. Și atunci și din județul Mureș de fiecare dată încercăm să reprezentăm toate subzonele etnofolclorice. De pe Valea Mureșului aducem Dumbrava, din comuna Bătava, ansamblu de acolo. De pe Valea Luțului, un grup vocal mai recent înființat de câțiva ani, doar grupul Dăscălițele de la Goren, din comuna Batoș, să le încurajăm să iasă și se miște, pentru că în ultima vreme s-au făcut cunoscute în acțiunile din jurul Reghinului. De pe Valea Târnavelor, un obicei de nuntă al ansamblului folcloric de la Albești. De pe Valea Gurghiului, ansamblu Hodăceana, tot cu obicei, și grupul vocal Coronița de la Solovăstru. Câțiva cântăreți consacrați ai județului și ai Mureșului, respectiv Dorina Oprea și Leontina Pop și mai tânărul Andrei Romanică. Între invitații din afara județului se numără ansambluri cu dansuri și costume spectaculoase, dar și interpreți renumiți de muzică populară. Din mărginimea Sibiului am invitat-o și va veni la noi pe o fată frumoasă care știe să doinească bine și să cânte cântecele munților. E vorba de Codruța Rodean. Și din Banat, un doinitor pe care îl așteptăm de mai multă vreme și acum am reușit să-l aducem, pe Traian Jurchelea. Din Harghita, de la Gălăuțaș, am invitat un ansamblu Floricica, care are și doi rapsozi minunați, două femei, două doamne în vârstă, dar care cântă foarte frumos cântece vechi din zona respectivă. Apoi, de la distanțe mai mari, un ansamblu care are în componența sa și o formație de fluierași foarte frumoasă, și când spun asta mă refer la repertoriu și la interpretare și la vârsta celor care o compun, și în același timp un grup vocal și femei și bărbați și bineînțeles echipă de dansatori, de jucăuși de la Polovragi din județul Gorj. Se cheamă Cheile Oltețului. Din Vâlcea, un obicei de nuntă care e diferit de al nostru, dar foarte frumos, și sper ca grupul să fie, ansamblul respectiv, spectaculos și prin costum, pentru că au niște costume dumnezeiești. Am reușit să invităm și vor fi prezenți un grup de aromâni ce compun ansamblu Dor din Sarighiol de Deal, o comună în județul Tulcea din comuna Beidaud. Cunoscuți multora, ființează de vreo 34 de ani ansamblu și valorifică jocurile locale ale a românilor, care sunt o minoritate prezentă în multe din localitățile Dobrogei, dar în același timp vin și cu un obicei care e tradițional la etnia lor, acela al păstoritului. Invitații vor fi primiți la ora 13 la intrarea în sat, de unde se merge într-o paradă a portului popular până în fața Căminului Cultural. La orele 13 îi așteptăm pe invitați și pe cei care vor fi spectatori, deci formațiile și cei care vor să fie spectatorii acestei întâlniri, la intrarea în Idicel. Avem un loc la castan la intrarea în sat, unde îi așteptăm cu pâine, cu sare și cu călăreți.
cu călăreți, cu caii care mai sunt în sat, că în vara caii de regulă de la Idicerci din satele noastre pleacă la munte. Urmând ca împreună cu toate formațiile invitate să realizăm acea deja obișnuită parada portului de la intrarea în sat până la cămin pe un traseu de câteva sute de metri, aproape un kilometru. Știu că se bucură de evenimentul nostru de multe ori pentru că primesc feedback-ul după ce transmiteți și îi așteptăm acolo să vadă pe viu această întâlnire și care e de fapt o sărbătoare a Idicelului. Festivalul de la Idicel pornește din omenia și frumusețea zestrei moștenite. Respectul pentru cei ce fac să dăinuie viața și tradiția în Valea Idicelului și care îi determină în fiecare an pe organizatori la acest demers față de satul natal. Cotolin Boldijar este organista născută în Reghin, care a concertat miercuri 10 august la Biserica Evanghelică, în cadrul spectacolelor de vară organizate pentru publicul reghinean. Artista a revenit cu plăcere în fața reginei instrumentelor de la Biserica Reghineană, pe care o apreciază în mod deosebit pentru sunetele pe care le produce. Programul a cuprins fragmente din Bach, Mendelssohn, Bartholdy, Reger și Cezar Franck. Muzică clasică și relaxare la un nou concert de orgă susținut la Biserica Evanghelică din Reghin. Miercuri, 10 august, a concertat organista Cotolin Boldijar din Cluj-Napoca, născută în Reghin. Programul a cuprins fragmente din Bach, Mendelssohn, Bartholdy, Reger și Cezar Franck. Fiecare orgă este altfel, e construită în stil romantic, tastele se acționează mai ușor decât cele din timpul baroc, e destul de ușor de cântat la ea, are niște sunete frumoase, sper să reușesc să le scot în evidență și da, mă bucur că măcar vara se cântă la ea și are ocazia și publicul din Reghin să o audă. Artista din Cluj-Napoca a studiat pianul și a început să cânte la orgă în perioada studiilor universitare. Astfel a ajuns să învețe și în Germania. Concerte a susținut în toată Transilvania, iar o perioadă de timp a fost organista bisericii din Cluj-Napoca. Eu am studiat, de fapt, pian, timp de 12 ani și apoi m-am reprofilat în facultate, deci în liceu deja am început să mă pregătesc și în facultate am învățat timp de 6 ani orgă ca și instrument principal. Bine, între timp nu am uitat nici de pian, dar chiar este nevoie de studiu mult, e complex instrumentul, probabil și de aceea are acest nume de regina instrumentelor, că se pot imita multe instrumente cu ea, se poate crea un fel de efect de orchestră câteodată, dacă e nevoie, și sunete fine, solo-uri, deci oferă multe posibilități orga așa ca și instrument. Artiștii care vin la noi merită aplauzele noastre. Mulțumim foarte frumos pentru că ai venit din nou la noi și te așteptăm cu drag și altă dată. O să nu uit de tine niciodată ca să revenim cu noi idei. Deci totdeauna niciun concert nu este la fel, chiar dacă se cântă la acest instrument. De aceea și de aceeași persoană. De aceea doresc totdeauna să și reinvit mult succes mai departe și în cariera aceasta și în celelalte. Noi o să spunem că sunăm Hodit Voltal, ești Kivano Kminden, eu tu abroiș. Mulțumesc.
Seria concertelor de vară de la Biserica Evanghelică va continua miercuri 31 august cu un recital susținut de clujeanca Covari Oronco. Zilele petrecute acasă în gospodărie, alături de părinți și bunici, sunt benefice copiilor. Este un sfat pe care îl au psihologii pentru o vacanță reușită. Lectura obligatorie nu mai este recomandată de specialiști, ci mai degrabă stimularea celor mici spre citire, spre activități creative, drumeții și timp petrecut în spațiu deschis. O lună de zile mai au la dispoziție școlarii pentru a se bucura de vacanța mare. Vara e întoi, la fel și vacanța școlară. Aceasta poate însemna că până la această oră, părinții au rămas fără inspirație în ceea ce privește alegerea activităților pentru copiilor. Ei bine, psihologii recomandă familiilor să organizeze timpul micuților astfel încât să petreacă ore împreună, în jurul casei și în gospodărie. Aș recomanda mai degrabă părinților decât elevilor să încerce să stea mai mult în preajma copiilor lor, dacă n-au făcut-o deja. Să găsească bunicii, să-și trimită copiii la bunici, dacă n-au făcut-o deja. Și pentru cei care nu au această posibilitate, să propună copiilor activități casnice. Copiii să se simtă acasă, ca într-adevăr într-o familie. Și poate și mai important, să privească casa și mediul în care locuiesc prin ochii acelui copil. Ar trebui să nu fie ținuți în casă, să fie scoși la aer, să se facă drumeții, să, nu știu, să se facă curățenie în curte, să aibă activitate în grădină, să aibă mici responsabilități. Pentru cei mai mici, gen plante, animale de îngrijit. Pentru cei mari, chiar curățenia casei. Copiii trebuie să fie implicați în toate activitățile acelei familii. Acum este momentul când ei își petrec mai mult timp acasă și acum este momentul în care ei își dezvoltă anumite abilități, să zicem, casnice. Familia este foarte importantă în vacanță. De fapt, familia ne influențează în întreaga noastră viață, familia are o amprentă asupra noastră și apoi educația noastră nu se termină niciodată, nici în vacanță, ceea ce înseamnă că ea este influențată nu doar de genetică, ci și de mediu. Poate mediul influențează mai mult educația unui copil decât partea genetică, moștenirea genetică. Ori acel mediu, în mare parte, îl creăm noi părinții acasă. El trebuie să fie securizant, trebuie să fie multă afectivitate acolo, trebuie să fie și acțiune, pentru că un copil este activ, de regulă. Și toate acestea formează un amalgam care ar putea să aducă o vacanță plăcută acelui copil și în același timp utilă. Indiferent de modalitatea pe care părinții o aleg pentru a petrece copilul, vacanța de vară este foarte important ca ei să reușească să delimiteze între ideea de școală și cea de vacanță, să facă diferența pentru copil între ceea ce înseamnă activitățile școlare și cele de vacanță. Lectura obligatorie nu mai este încurajată de psihologi, întrucât însuși prin denumire pune o presiune asupra copilului. Da, ar trebui să citească. Eu personal nu sunt de acord cu temele de vacanță sau cu această idee de obligație de a face ceva intelectual, ceva școlar în vacanță. Ei însă e bine dacă citesc. Ceea ce e important dincolo de citit, părerea mea, este că ar trebui să-și petreacă mai mult timp cu părinții, cu familia. Repet, e important ca ei să citească. Dar copiii nu ar trebui să fie obligați să facă asta. Ar trebui să fie stimulați prin diferite activități să citească, să li se stârnească interesul pentru acest lucru. Până la urmă, scopul acestei vacanțe este ca ei să se relaxeze, să se relaxeze în mod activ și să se dezvolte chiar și în vacanță. Cât are voie copilul să stea în fața televizorului, a calculatorului sau a tabletei? Aceasta este una dintre întrebările frecvente ale părinților, la care psihologii răspund. Să nu lăsăm să stea lipit de calculator sau de tabletă. Eu personal nu sunt de acord cu vânătoarea de Pokémoni. Sigur că îi scoate din casă pe acei copii, dar nu le stimulează procesele cognitive foarte mult, pentru că acel joc nu este unul greu. Dai cu acea biluță și ai prins Pokémonul. Deci nu faci cine știe ce legături logice, nu te antrenezi foarte mult în diferiți pași, ceea ce înseamnă că nu este stimulativ, este doar distractiv. E sigur, e bine să ne și distrăm, dar putem găsi și altfel de distracții.
Și pentru că orice vacanță trece și va veni din nou grădinița sau școala, este bine ca părinții să încerce să păstreze pe perioada verii, pe cât posibil, un ritm și un program al copiilor, pentru a evita trecerea bruscă de la absența oricăror repere la un program foarte strict, trecere suportată cu mari dificultăți de copii. Trei recorduri mondiale definesc lacul Ursul din stațiunea Sovata, județul Mureș. Este cel mai mare lac helioterm din lume. Este singurul lac cu apă sărată înconjurat de o vegetație bogată, lucru datorat solului vulcanic depus în timp. Totodată este singurul lac natural din lume despre care se cunoaște data exactă la care s-a format. Punctul de atracție turistică este înscris în lista monumentelor naturale ale României, scrie site-ul cunoaștelumea.ro. Mii de turiști vin anual la băi în stațiunea Sovata din județul Mureș, însă nu mulți sunt cei care știu că lacul Ursul este înscris în lista monumentelor naturale ale României, scrie cunoaștelumea.ro. În plus, cele trei recorduri mondiale definesc lacul Ursul din stațiunea Sovata. Este cel mai mare lac helioterm din lume. Este singurul lac cu apă sărată înconjurat de o vegetație bogată, lucru datorat solului vulcanic depus în timp. Și este singurul lac natural din lume despre care se cunoaște, fără nicio îndoială, data exactă la care s-a format. Este vorba despre anul 1875, când, la 27 mai, a avut loc o prăbușire de teren, creându-se astfel o formațiune geologică de natură carstosalină. Lacul Ursul din Sovata și-a câștigat numele ca urmare a formei sale, care te duce cu gândul la o piele de urs. Se află la o altitudine de 502 metri pe un munte de sare de 3 km adâncime. Lacul are o suprafață de 40.235 de metri pătrați, adâncimea de 18,10 metri, lățimea de 170 de metri și o salinitate medie de 250 de grame pe litru. Apa lacului deține proprietăți unice în întreaga Europa și este recomandată pentru băi de aproximativ 20-30 de minute, 10-15 minute pentru copii, pentru tratarea diferitelor afecțiuni reumatice, endocrinologice sau cardiovasculare. Nămolul care se formează pe fundul lacului este și el folosit în diverse tratamente. Fenomenul de heliotermie al lacului a fost descoperit în jurul anului 1900, fiind determinat de stratificațiile concentrațiilor saline ale apei lacului și încălzirea inegală a acestor straturi de către radiația solară. Rămânem la stațiunea Sovata pentru că urmează jurnalul de vacanță, iar o echipă de Reghin TV vă invită într-o vizită prin renumita zonă turistică din județul Mureș. Și dacă este vară, atunci ne gândim cu siguranță la vacanță. De ce să nu profităm de acest timp liber, de ce să nu profităm de minunata natură care ne înconjoară, mai ales că și copiii noștri sunt în vacanță, oficial de vineri. Așadar, propunem telespectatorilor noștri un periplu în acest loc minunat al județului Mureș. Călătorie plăcută și vă invităm să veniți alături de noi, să petreceți timpul alături de noi la Sovata. Accesul dinspre Reghin se face pe drumul județean 153. Am avut de parcurs undeva la vreo 42-43 de kilometri pe un drum ce-i drept puțin cam șerpuit, dar a meritat. Și de ce? Pentru că așa am putut să savurăm puțin din prospețimea naturii, din glasul greierilor. Am văzut chiar și câteva oițe și văcuțe. Iar celor cărora le place agroturismul, acesta este doar începutul. Continuăm călătoria și ajungem în stațiunea Sovata. O combinație interesantă de liniște și agitație. Cam aceasta este starea pe care mi-a conferit-o stațiunea Sovata din momentul în care am ajuns în centrul ei. Orașul Sovata, de altfel, este recunoscut la nivel european încă din anul 1850, fapt care se vede chiar și prin prezența miilor de turiști sosiți aici anual. Sovata, înconjurată de dealuri, păduri, fagi, stejari, carpe în natură, ape sărate, multiple posibilități de agrement, obiective turistice de asemenea, iar cea mai frumoasă variantă de a vizita Sovata și stațiunea în întreaga splendoare a ei este acest traseu cu trenulețul pe care îl veți urmări dumneavoastră în minutele următoare. O variantă excepțională și nemaipomenită de a vizita stațiunea este acel traseu cu trenulețul pe care dumneavoastră îl oferiți turiștilor. Despre ce flux de turiști vorbim? Fluxul de turiști variază.
Sezonul începe din 15 iulie, deci noi începem din 1 mai, luna mai și iunie sunt mai lejer. Sezonul începe din 15 iulie și ține până în sfârșitul lunii august. Suntem aici dimineață, înainte de masă, de la ora 10 până seara la 9-10, până sunt clienți. Facem turul stațiunii cu trenulețul, durează în jur de 20 de minute, se poate vizita și vedea aproape toate stațiunea. Biletul, prețul unui bilet este 6 lei. Cine este mai fascinat, copilul sau omul matur? Adică adulții gustă din acest traseu? Bună întrebare, deci și copii, dar câteodată adulții mai bucură și mai tare ca copii. Strigă, țipă? Da, mai ales dacă sunt în gașcă, atunci și țipă. Mai primesc și informații din exterior? Da, avem o înregistrare pe MP3 și pe cursul traseului se poate auzi lucruri interesate despre stațiune, despre LAC. Mi s-a părut plimbarea? Foarte plăcută, frumos. Turul stațiunii. Da. Ați reținut ceva din informațiile? Am reținut, da. Despre lacuri, despre cum s-au format. Foarte interesant. Stațiunea Sovata este recunoscută la nivel european și pentru rezervația naturală Lacul Ursu. De altfel, lacurile din Sovata sunt renumite atât pentru efectul terapeutic, cât și pentru fenomenul de heliotermie. Despre ce este vorba? Deasupra apei sărate există un strat de apă proaspătă provenită din precipitații. Iar acest strat de apă proaspătă nu se amestecă niciodată cu apa sărată, ci se menține la suprafață, acționând ca un izolator termic. Astfel, temperatura apei din lacuri variază în funcție de acumularea căldurii solare în apă, în apa sărată. Vorbim despre câte lacuri în stațiunea Sovata, conform legendei, ar fi lacul Ursu, care s-a format în urma unei ruperi de nori, practic, lacul Aluniș, lacul Mierlei, lacurile Roșu și Verde și lacul Paraschiva. Veniți des la Sovata? Da. Iar aceste plimbări în natură, ce satisfacții vă aduc? Multe. E foarte bine. Pentru copii. Așteptați să se deschidă lacul Ursu? Da, da. Ați mai fost? Da. Ce simt turiștii atunci când fac plimbări în natură în stațiunea Sovata? E foarte frumos, ne place natura. De unde sunteți dumneavoastră? Din Târgu Mureș. Este benefic să facem plimbări? Foarte. Pentru sănătate chiar e bine. Plimbare prin natură? Ce simțiți? Ceram dat e bine. Vin de la mare. La munte e frumos aici. Am lăsat soția și nepoata la Pride și eu de unul singur. De unde sunteți? Din Medgidia, Constanța. Ce stare aveți? O stare de bine. Plăcută, energie, soarele sus, ne bucurăm de soare. Parcă și cântecul păsărelelor. Absolut totul, natură e minunată. De unde sunteți? De la Târgu Mureș. Veniți des la Sovata? Da. Iar la lacul Aluniș? Da, și aici, da. Și faceți bani? Da. Chiar e frumos, e foarte frumos. Nu ați îndrăznit încă să intrați anul acesta? Nu, încă nu, anul ăsta, nu. And why here in Romania, in Sovata? Family in St. George. Where? St. George. Do you like here? Yeah, very nice. A lot of green. There's like home. There's lots of green where we are, yeah. And the weather? Did you try it? A bad week weather, I think we've had, yeah. De unde sunteți? Suceava. Și cu câți prieteni? Cu 6 prieteni. Ei sunt prietenii mei. Hai, veniți la interviu! De ce ați ales Sovata? Am vrut să ieșim undeva într-un weekend și am renunțat la sesiune. Am venit la Sovata. La ce v-ați fi așteptat? Un pic mai mult tineret, cluburi. Dar nu e chiar așa. Este o stațiune de relaxare, de agrement. Am văzut mai mult oameni în vârstă. E frumos, e liniște. Poate că o informare în prealabil v-ar ajuta mai mult pe viitor? Nu, e bine așa, e bine, pentru 2-3 zile e bine, e liniște, dar mai mult nu, pentru noi. Da, am făcut o baie, mă simt bine.
Doriți să simțiți magia naturii, să vă reîncărcați de energie pozitivă? Ei bine, acest lucru se poate face foarte ușor dacă veți vizita stațiunea Sovata. Aici, natura se unește cu omul, cântecul păsărelelor, verdele care ne înconjoară, cu siguranță ne aduce o prospețime în gândirile noastre, iar apoi toate variantele de agroturism, de agrement, de plimbări în natură, excursii la munte, vizite cu trenulețul, toate acestea vă vor aduce o stare de bine, cu siguranță. Poate nu am reușit să descoperim, să redescoperim împreună tot ceea ce înseamnă obiectiv turistic al stațiunii Sovata, dar cu siguranță v-am stârnit curiozitatea. Așadar, v-am recomanda să efectuați, să faceți o vizită în această stațiune, poate chiar o ședere mai îndelungată, fie ea și de câteva ore. Cu siguranță vă va aduce un plus de energie în viața de zi cu zi. Pentru Jurnal de Reghin, Mihaela Munteanu și Șebeși Șută Sobolci. Și acum o știre din sport. Echipa ASEA Târgu Mureș s-a calificat în sferturile de finale ale Cupei Ligia de Plast la fotbal, după ce s-a impus cu 2-0 în deplasare la Gazmetan Mediaș. Golurile au fost reușite de Iani Zicu în minutul 74 și Norbert Feketic în minutul 80. Pentru ASEA a fost primul meci cu Dan Alexa pe banca tehnică. În sferturile de finală, mureșenii vor întâlni învingătoarea din meciul CFR Cluj-CS Universitatea Craiova. Într-o partidă din optimile de finale ale Cupei Ligia de Plast, ASEA Târgu Mureș a câștigat cu 2-0 la Mediaș în fața celor de la Gazmetan. Golurile au fost înscrise de Iani Zicu în minutul 74 și Feketic Norbert în minutul 80. În urma acestui succes, ASEA se califică în sferturi, unde va întâlni, tot în deplasare, învingătoarea partidei dintre CFR Cluj și CSU Craiova. A fost primul meci pe banca tehnică a formației din Mureș a antrenorului Dan Alexa, un debut încununat de victorie. Dacă prima repriză nu are prea multe lucruri, partea a doua a fost mult mai antrenantă, cu ocazii de o parte și de alta. Șutul lui Belu puțin peste poartă, ratarea lui Zicu, mingea trimisă pe lângă din 6 metri și mai ales ratarea lui Feketic, singur cu portarul advers, și gazdele au avut o bună ocazie, cu o reluare puțin peste poarta lui Stăncioiu. Golurile au venit pe fondul dominării Târgu Mureșene. Zicu, cu un gol și o pasă de gol, poate fi considerat omul care a decis soarta partidei, dar victoria și calificarea sunt rodul muncii unei echipe. O victorie venită la momentul oportun pentru refacerea moralului după cele 3 înfrângeri consecutive. Iată ce a declarat Dan Alexa la conferința de presă după meciul din Cupa Ligii. Pentru noi a fost un joc important din punctul de vedere al moralului. Echipa venea după 3 înfrângeri consecutive. Jucătorii își pierduseră încrederea în ei. Sper să fie un rezultat de bun augur, care să destindă puțin atmosfera. Mă bucur foarte mult de determinarea și seriozitatea pe care a arătat-o echipa, toți jucătorii. Am fost echipa care ne-am închis foarte bine, am speculat spațiile echipei adverse. Știam că dacă am jucători de calitatea lui Zicu, în orice moment, dacă se întoarce spre poarta adversă, va fi pericol. Aștept revenirea și celorlalți jucători. Vor mai fi noutăți în cadrul echipei și sper că atunci echipa se va așeza și vor apărea și rezultatele. Iată cum s-au încheiat și celelalte partide în Cupa Ligii. FC Botoșani a învins CSM Poliaș cu 1-0. ACS Poli Timișoara a dispus de FC Viitorul cu 2-1, iar Concordia Chiajna s-a calificat și ea în fața celor de la Panduri, scor 2-1. Mai sunt de disputat partidele FC Voluntari Dinamo, CFR Cluj, CSU Craiova. Astra Giurgiu și Steaua sunt calificate direct în sferturile de finală. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Rămâneți alături de noi pentru că urmează rubrica de psihologie în echilibru, realizată de Andrada Ilisan. Apoi vin alături de noi Crina Casoni cu previziunile astrale și Larisa Ilieș cu prognoza meteo. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. La revedere! Găsit la o nouă ediție în echilibru. Mă gândeam să vorbesc astăzi despre un anumit tip de persoană. Acel individ nesigur, temător și hipersensibil care trăiește permanent cu un sentiment de rușine în raport cu propria lui existență.
crede că este mai puțin valoros decât cei cu care se compară. Tânjește ca lumea din afară să-și întoarcă privirea spre el, dar nu îndrăznește să facă primul pas înainte. E cel care așteaptă să fie acceptat, deși nu cere niciodată asta în mod explicit, și se poziționează mereu la marginea grupului, analizând și investind centrul grupului doar cu pericolul respingerii și nu cu cel al acceptării. E cel care își spune, ceilalți îmi sunt superiori și dacă ajung să mă cunoască, nu o să mă placă, nu pot fi iubit, sunt lipsit de valoare. Și la cea mai mică provocare sau chiar în lipsa ei, el simte că ceilalți îl privesc de sus, nu-l iau în serios, nu-i doresc compania și de fapt îl desconsideră. Și e împovărat cu acest dispreț de sine care îl face să recurgă din reflex doar la să caute metodele prin care prezența lui să fie una cât mai discretă și astfel ceilalți să nu observe cât este de urât, de respingător, de caragios sau de neinteresant. Este cel care și atunci când umblă pe stradă sau așteaptă în prezența altora, să spunem, și așteaptă rândul acasă, este mereu conștient de sine și de toate mișcările pe care le execută și are sentimentul ăsta că ceilalți îl judecă. Nu-i scapă nimic din gesturile și atitudinile celor din jur. Și cei care nu îndrăznesc sunt cei care nu îndrăznesc să-și privească interlocutorul în ochi. Și toată această conștiință de sine contaminată cumva cu sentimentul rușinii. Deoarece este imposibil să se accepte așa cum este, nu crede că ceilalți, cunoscându-l în totalitate sau privindu-l pe de-a întregul, îl ar putea accepta sau dori vreodată. Ca și cum ar umbla gol pe stradă, să spunem, și toată lumea ar observa asta, dar sigur, realitatea e că nu umblă gol și lumea nu este cu ochii pe el. Dar critica asta neobosită vine din interior și este cumva proiectată cu forță în afară. Jena personală, acest sentiment generalizat de inadecvare, îl păcălește să creadă că este privit din afară așa cum se simte el pe interior. Acesta este individul pe care literatura de specialitate îl numește individul cu personalitate evitantă. Cel care trăiește cu o permanentă frică de respingere și dezaprobare din partea celor din jur. Atunci când se găsește într-un grup de oameni, se gândește mai degrabă cum să evite să se facă de râs sau se gândește cum ceea ce va spune va fi cu siguranță caragios sau lipsit de interes. Și teama profundă de respingere îl face să evite să-și asume riscuri și ajunge să se abțină din calea multor interacțiuni prin care s-ar putea bucura de prețuire. Și în ciuda dorinței de afecțiune și acceptare care îl caracterizează, el ajunge să aibă puține relații personale și se retrage în sine. Pentru că nesiguranța lui și frica de evaluare, de evaluare negativă, îl împiedică de multe ori să se afirme, să spună ce gândește. Este omul care la o petrecere, să spunem, susește printre primii, dar participarea lui la atmosferă este redusă și cântărită și întoarsă pe toate părțile în avans. Și retras, stingher, așteaptă să fie abordat de cineva care să-i remarce prezența. Și nu dorește să se asocieze cu alți oameni decât dacă este sigur că va fi apreciat. Face totul astfel încât să nu strice, să nu deranjeze cu prezența sa. Caută să se potrivească mereu atmosferei din care face parte. Și asta îl face în același timp șovăitor și nesigur pe sine. Pentru că caută mereu să intuiască tonalitatea corectă la care să se plieze și care să îi aducă aprobarea. Și pentru a evita umilirea, individul evitant va dezvolta o fațadă plăcută în corespondență cu așteptările celorlalți și asta pentru a se proteja împotriva evaluării negative care, sigur, îl rănește nespus. E mijlocul prin care el se asigură că nu-i va pierde pe cei din jur din pricina defectelor proprii, care odată descoperite ar ajunge să îi saboteze relația în cauză. Și, sigur, urmările unei astfel de frici uriașe, de respingere și umilire sunt singurătatea și auto-excluderea, care cu siguranță că le rănește indivizilor evitanți existența, dar navigarea lumii înconjurătoare cu toate umilințele sociale pe care le presupune și expunerea lor în fața unei lumi dure și competitive este de neconceput pentru ei. Și astfel îi aleg de bunăvoie existență discretă, însingurată și cât mai puțin vizibilă, pentru că evită experiențele noi sau provocările de groaza unei vizibilități prea accentuate în ochiul public. Fie că e vorba de un job nou sau, nu știu, o promovare, o sarcină nemai întâlnită, chiar și o luare de cuvânt într-o discuție sau într-o polemică, fie ea chiar și online. Și, sigur, randamentul lor suferă din pricina convingerii că prestația lor este lipsă de calitate, că această lipsă de valoare va fi observată și sancționată de cei din jur.
Această tensiune trăită în sfera subiectivă îi poate face de multe ori să renunțe și ca să se pună la adăpost de perspectiva sumbra eșecului. Îi urmărește mereu sentimentul că se fac de rușine, că o dau în bară și atunci mai bine renunță ca să scape de toate provocările care vin cu situații noi. Și vor spune că există altceva mai important în viața lor și astfel să-și justifice renunțarea. Viața lor interioară este presărată cu atât de multă îndoială și neîncredere de sine, încât îi trăiesc frecvent sentimente de amărăciune și inferioritate. Și orice obstacol le accentuează neîncrederea și le confirmă că nu sunt capabili, că nu sunt în stare, și simpla idee că cineva ar putea considera că i-au greșit sau au ratat îi face să renunțe în avans. Fiecare posibilitate conține în ea doar eșecul. Și au nevoie de un feedback constant care să-i asigure că se găsesc în grațiile celorlalți. Iar dacă acest răspuns întârzie să apară sau nu este suficient de prezent, tind să decadă în aceeași stare perpetuă de îndoială. Și fiindcă au foarte puține repere pozitive după care să se evalueze singuri, evitanții se bazează aproape exclusiv pe percepția pe care o au despre judecățile celorlalți. Ei speră să provoace reacții pozitive chiar și la persoane ale căror păreri sunt complet irelevante pentru viața lor, cum ar fi, nu știu, un simplu vânzător sau un funcționar public. Pentru că îi gândesc, dacă cineva mă critică, mă critică pe bună dreptate. E aproape imposibil să preconizăm cu precizie ce reacții au oamenii din jur sau ce gândesc alții despre noi și aproape imposibil să știm care e calea ideală de a ne manifesta, astfel încât să fim scutiți de ridicol. Și cu atât mai mult, evidenții trăiesc cu mare dificultate această stare de ambiguitate și incertitudine a lumii sociale. Ei se simt mereu amenințați și în alertă. Ce va spune X despre mine? Ce părere își va face X despre mine? Nu o să-i mai placă lui cu tare de mine dacă spun asta sau asta. Și hipersensibili și la evaluarea negativă și convinși că nu au nimic interesant de oferit, îi îngrozește ideea de a interacționa cu oameni pe care nu-i cunosc. Sigur, într-o lume ideală, evitantul ar trebui să trăiască certitudinea totală că toți ceilalți îl iubesc și îl prețuiesc și probabil doar așa ar îndrăzni să se ofere pe sine cu mai mult curaj și jovialitate. Cu toate că nesiguranțele caracterizează viața fiecărui om în parte, nesiguranțele evitanților formează întreaga lor percepție. Ei urmează neabătus credința că sunt atât de plini de defecte încât, nu știu, reușesc performanța de a se simți rușinați prin simplu fapt că există. Și spre deosebire de narcisiști care visează și tânjesc după atenție și după scenă și doresc să fie acolo prezenți, evitanții privesc cu groază ideea de a fi în centrul atenției. Și astfel aleg varianta obscurității, acolo unde sigur rămâne puțină speranță de bucurie, dar cel puțin este evitată durerea de a fi respins și ridiculizat. Și în ciuda dorinței profunde de iubire, de apreciere, de intimitate, îi se văd nevoi să se retragă într-o lume personală a rușinii, unde măcar sunt singuri cu propria lor inadecvare. Iarăși, evitantul se retrage cu ușurință într-o lume a fanteziei, unde așteptările sale sunt împlinite frumos și unde poate trăi în siguranță starea de bucurie sau de satisfacție, toate nevoile rămase neîmplinite. Tot ceea ce nu îndrăznește să testeze sau să trăiască în viața de zi cu zi, compensează cu evadarea în lumea visării cu ochii deschiși, când cei după căror aprobare și companie tânjește, îi răspund pozitiv și îl iubesc cu intensitate. Și atunci se naște întrebarea, de unde vin frica, teama, sentimentele astea de neadecvare ale evitantului, teama de a nu atrage critica și dezaprobarea? Cum ajunge să se formeze această convingere solidă că lumea înconjurătoare e înarmată până în dinți doar cu critică și e intransigentă? Că de ce ajung ei să creadă că sunt mereu pe punctul de a fi umiliți? Cum rezolvă ei această contradicție între nevoia de acceptare și frica de respingere? Cum se poate demonta acest prizonierat al evitantului? Cum se eliberează el de sub forța propriilor convingeri iraționale? Dacă un copil hipersensibil și atent la ce se întâmplă în jurul lui întâlnește stilul critic și ridiculizant al părintelui său, copilul dezvoltă convingerea că persoana lui trezește reacții negative. Copilul este permanent în expectativă, ajunge să asocieze prezența persoanei sale
un sentiment de inadecvare care provoacă critica și dezaprobarea celui drag. Și atunci ajung să fie autentice doar defectele sau limitele copilului, din moment ce ele stârnesc permanent reacția ostilă a părintelui. Poate fi vorba de un defect de vorbire, de o lipsă de coordonare, anumite ticuri, absența unor aptitudini, o anumită stângăcie în postura corpului. Și iată, această ostilitate și intransigență ajung să contamineze viața sufletească a copilului și sentimentele de rușine, starea de jenă, atât de specifice evitantului, sunt internalizate pe fondul relației cu un părinte autoritar, care nu trece nimic cu vederea, care ridiculizează vulnerabilitățile copilului pentru a-l face mai puternic. Cam atât pentru astăzi. Voi relua discuția despre persoana evitantă, personalitatea evitantă și săptămâna viitoare. Toate cele bune! V-am regăsit. Berbec, la o întâlnire cu prietenii faceți cunoștință cu o persoană mai în vârstă care vă va ajuta în afaceri. Puteți obține beneficiile materiale scontate dacă evitați speculațiile de orice fel, mai ales cele financiare. În partea a doua zilei vă ocupați de îmbunătățirea relațiilor parteneriale. Taur. Dimineața s-ar putea să fiți agitat din cauza unor schimbări care survin la serviciu. Vă sfătuim să nu vă ieșiți din fire, altfel riscați să vă complicați situația. Fiți calm cu persoana iubită, nu are rost să vă certați pentru nimicuri. Gemeni. Dimineața s-ar putea să fiți dezamăgit de atitudinea unui partener de afaceri sau a unui colaborator. Nu puneți la suflet, vă sfătuim să vă concentrați asupra problemelor cu adevărat importante. Atmosfera în familie este foarte bună. Rac. Dimineața s-ar putea ca un coleg să vă dea o veste care vă tulbură. Vă sfătuim să nu vă exteriorizați ca să nu le transmiteți și celor din jur starea de nervozitate. Menajați-vă sănătatea și evitați eforturile intense ca să evitați riscul unui accident cerebral sau a unui infarct. Leu. Vă enervați din cauza unui coleg de serviciu care vă face greutăți. Nu este momentul să luați decizii importante, s-ar putea să fiți confuz și să nu vă puteți concentra. Vă sfătuim să vă puneți ordine în idei, evitați cearta cu o persoană mai în vârstă din familie. Fecioară. În această zi este indicat să evitați afacerile și întâlnirile cu prietenii. Dimineața s-ar putea ca o rudă să vă ceară un împrumut. Vă sfătuim să nu o refuzați dacă puteți. Spre seară un prieten vă dă o veste bună în legătură cu un examen. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Continuăm previziunile astrale pentru vineri. Balanță. Sunteți nervoși și aveți tendința să-i criticați pe toți cei din jur. Vă sfătuim să vă temperați ca să nu vă îndepărtați prietenii. Aflați că veți primi vizita unei rude din altă localitate. S-ar putea să începeți pregătirile pentru concediu. Scorpion. Se pare că vă simțiți obosit și fără chef de muncă. Vă recomandăm să amânați deciziile importante și să vă dedicați unor activități de rutină. Ar fi bine să vă relaxați și să acordați mai mult timp odihnei. Nu provocați discuții în contradictoriu. Săgetător. Este posibil să aveți dificultăți de concentrare la serviciu. Din cauza problemelor sentimentale, nu vă lăsați pradă melancoliei, puteți avea spor la treburile casnice. Vă recomandăm să fiți mai atent cu partenerul de viață. Capricorn. Nu vă convine nimic și vă enervați foarte ușor. Aveți tendința să căutați cearta cu lumânarea sub diferite pretexte. Nu faceți din țânțar armăsar, cu calm și răbdare totul se poate rezolva. Vărsător. Dimineața o rudă apropiată vă dă o veste neplăcută. Nu vă îngrijorați, problemele sunt trecătoare. Vă sfătuim să evitați orice discuție în contradictoriu cu partenerul de viață. Este recomandabil să amânați întâlnirile importante.
pești. S-ar putea să vă certați cu partenerul de cuplu pentru că vi se pare că a cheltuit cam mult. Ar fi bine să țineți cont și de dorințele sale. Vă sfătuim să vă menajați sănătatea, odihniți-vă și evitați activitățile solicitante. Acestea au fost previziunile astrale pentru vineri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Vineri cerul va fi acoperit de nori. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 16 grade, în timp ce la Târgu Mureș vor fi 15. Pentru Ludu și Ielnuț sunt estimate 18 grade, 16 grade vor fi în Sighișoara și Batoș, iar pentru Sovata sunt estimate 14. În Stâncen, maxima va fi de 15 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru vremea se menține închisă. În Brașov vor fi 13 grade, 17 vor fi în Sibiu, iar pentru Cluj-Napoca sunt estimate 13 grade. 16 vor fi în Bistrița, 17 în Alba Iulia, în timp ce la București temperatura maximă va fi de 21 de grade Celsius. Vineri noaptea vom avea parte de un cer acoperit de nori. În Reghin termometrele vor indica valoarea de 10 grade, iar în Târgu Mureș 9. Pe parcursul zilei de sâmbătă, cerul va fi senin. Pentru Reghin sunt prognozate 22 de grade, iar în Târgu Mureș vor fi 23. Doamnelor și domnilor, rubrica Meteo se încheie aici. Eu sunt Larisa Ilieș și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!